Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem mentalarea pentru luna iunie 2023, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Bun, haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Vărsător, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna iunie 2023, evenimente importante, Vărsător. Acea vestos cu divorțul. Gemeni, balanță, Vărsător. Câțiva dintre voi chiar sunteți în divorț, iar altele dintre voi sunteți văduve. Sau s-a întâmplat asta recent și îmi pare rău, condoleanțe pentru cele care treceți prin situația asta. Poate fi vorba despre o dorință de a vă reface viața în adâncul sufletului, dar în același timp o reținere pentru că voi încă sunteți acolo și suferiți. Nu este atât de ușor să vă redeschideți inima, ca să spunem așa, deși persoana care a trecut în neființă n-ar dori ca voi să stați să suferiți toată viața. Pentru altele dintre voi chiar s-a întâmplat treaba asta de foarte mult timp și voi n-ați mai putut să mai aveți nicio altă relație. Ori a fost un impact destul de puternic pentru câțiva dintre voi, despărțirea de cineva drag din familie sau că ați pierdut pe cineva drag din familie. Asta v-a modificat cu totul, ca să spunem așa, viața. Cum vedeați voi viața? Parcă nu mai aveți curajul să aveți încredere în nimeni, e cumva o anxietate, e cumva o chestiune de și dacă a fost o decepție în dragoste cu cineva, e cumva o reținere, nu mai am încredere în nimeni, nu mai vreau să fiu cu nimeni, nu mă mai pot apropia de nimeni, cu orice persoană vorbesc am impresia că mă minte, energiile care sunt în jurul tău sunt cumva niște chestiuni care parcă te sufocă, ok? Ai vrea iubire, ai vrea atenție, ai vrea să fii cu cineva, dar ceea ce există în jurul tău sau ceea ce roiește în jurul tău în momentul de față, parcă te face să n-ai aer. E cumva o chestiune de îmi displace cu totul. Îmi displace. Posibil pentru foarte multe dintre voi să vreți să faceți o schimbare. Poate cineva v-a reținut în ceea ce ține de cariera voastră. Poate ați vrut să mergeți la studii sau să avansați pe partea asta sau să faceți ceea ce iubiți să faceți. Și poate soțul sau vreun părinte destul de posesiv a încercat să vă controleze în ceea ce este din situația asta. Poate ați stat într-o căsnicie în care ați depins clasică de cineva financiar și din gelozie nu v-a lăsat să avansați pe partea asta și asta a fost o chestiune care v-a ținut pe loc. Iar din câte văd, asta v-a dus într-o stare de depresie pentru că de fapt voi ați vrut să faceți, doar pentru câțiva dintre voi, ați vrut să faceți ceva voi, pentru voi, ok? Pentru alții dintre voi, persoana asta se comportă foarte urât cu voi pentru că nici nu v-a lăsat să faceți ceva și în al doilea rând, depinzând financiar de persoana asta, crede că vă poate controla și că vă poate domina sau se poate purta foarte urât cu voi. Foarte urât. Bun. Pentru cei din Zodia Vărsător, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, iunie 2023, Vărsător. Văd o schimbare destul de majoră la voi. Este o schimbare foarte mare. Posibil pentru alte dintre voi să aveți șansa să plecați într-o altă țară sau deja ați cumpărat biletele pentru a pleca într-o altă țară unde vi s-a oferit o ofertă de muncă sau este vorba despre cineva cunoscut care vă așteaptă acolo în legătură cu o ofertă de muncă, ceea ce eu văd că o să meargă foarte bine. Pentru câteva dintre voi e posibil să aveți doi băieți sau să aveți un băiat și poate pentru asta n-ați vrut să terminați această relație sau v-a fost greu să avansați și v-a fost greu să spuneți renunț pur și simplu, ok? Iar pentru alte dintre voi, cam ăsta ar fi mesajul. Sunteți în străinătate, lucrați foarte mult. Singurul motiv pentru care ați mai rămas cu persoana voastră care posibil să aibă o problemă cu alcoolul și este acasă
în țara voastră și voi în afară este faptul că aveți copii împreună și că vă doriți ca persoanele astea să primească ajutor și pentru ei lucrați și pentru ei faceți lucrurile astea. Dar eu văd că se va petrece o schimbare. Da? Da. Da. E posibil ca tu să lucrezi în străinătate și să te sacrifici în ultimul hal și persoana ta, la distanță de tine, să aibă o amantă. Ok? Și tu să afli de treaba asta. Și dacă tu ești într-o a treia energie, pentru că totuși mi-a apărut pe stea pe vărsător, ori a treia energie poate să fie pești sau vărsător, dacă tu ești a treia energie, trebuie să știi că bărbatul ăsta te minte și el este în situația pe care ți-am povestit-o eu mai devreme și este cineva complet irresponsabil și cumva ăsta era marele secret ce ascundea persoana asta de tine. Îmi vine vorba despre faptul că ție ți se părea că este o persoană dubioasă. Și pentru altele dintre voi, având doi regi, unul lângă celălalt, este posibil în situația asta să aveți de-a face cu o persoană care o să vă confeseze o bombă că este posibil să aibă o relație de același sex sau că asta atrage persoana asta, indiferent că este femeie sau bărbat, și că nu are rost să mai continuați. Sau probabil sunteți, vă place de cineva și nu știți orientarea acestei persoane, poate vă înțelegeți din punct de vedere financiar și colaborați financiar cu persoana asta sau este o persoană foarte prietenoasă și v-a dat senzația că vrea ceva cu voi, dar de fapt persoana asta are o altă orientare. Nu e mic rău în asta, ok? Dar ideea este că va fi aici o discuție lămuritoare referitor la asta, ca voi să puteți să înțelegeți că trebuie să mergeți mai departe. Pentru că cineva aici s-a opus, adică aici a fost o opunere. Poate că vești, uite, văd că vești au fost, poate că n-ați vrut să le credeți. Poate vești au fost, dar n-ați vrut să le credeți. Cineva a fost în negare. În negare aici. Oricineva a făcut un compromis aici să aibă o colaborare financiară cu o persoană de genul ăsta. Ok? Și probabil că pe parcurs s-a îndrăgostit. Probabil că pe parcurs te-ai îndrăgostit. Sau poate fi o dragoste la locul de muncă. Da, poate fi o dragoste la locul de muncă, dar bărbatul ăsta este însurat cu altcineva. Poate are și copii împreună cu femeia aia. Pentru cele care aveți o relație la locul de muncă, este posibil aici să fiți într-o situație sau să se întâmple în luna iunie. Posibil să mai existe un angajat sau un alt bărbat în firma respectivă, sau de ce nu o femeie, dar eu vă bărbat, care ar fi spus soției acestui bărbat cu care sunteți voi. Cumva vă dăm vileag sau s-a întâmplat treaba asta ca să vă distrugă relația. Sau un fost de-al tău foarte răzvrătit încearcă să -ți strice locul de muncă aflând că tu ai o relație cu persoana asta dintr-o gelozie extraordinar de mare. Bun, ai grijă cu cine n-ai lămurit situația și pe cine ai lăsat în energia asta de a te urâ, ca să spunem așa. Pentru că persoana asta nu vine cu energie ok în niciun caz. Adică dacă tu ți-ai format cumva o situație, indiferent care ar fi aceasta, este un alt mesaj pentru alții dintre voi. Că este cu persoană cum ți-ai dorit tu să fie, că este financiar, o colaborare, ai grijă că vine din urmă o persoană care ți-a fost prieten, fost, ea cum rezonează. Persoana asta a pierdut totul financiar și vine într-un gând de răzbunare. De răzbunare. Bun. Atât am avut și pentru cei din zodia vărsător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.